Și astăzi continuăm să vorbim despre felul în care servim diverse feluri de mâncare. De această dată ne referim la stridii. Dacă nu știm cum acestea se mănâncă, mai bine le refuzăm, dar există totuși niște reguli care se pot învăța. Se deschide scoica dacă este închisă cu lama unui cuțit. Se scot intestinele și branhiile cu ajutorul furculiței. Se scoate apoi stridia din scoică, desprinzând-o din articulație. Se pune în farfurie și se mănâncă cu lămâie, sare și piper. În ceea ce privește crustaceele, acestea se servesc de obicei fără carapace. Dacă masa e mai puțin festivă, creveții se curăță cu mâna, li se rupe capul, ceea ce face să iasă și intestinele. Apoi se scoate carnea din carapace. La raci, crabi, languste și homari se rup cu mâna articulațiile și apoi, cu un clește special, se sparge crusta calcaroasă și se scoate carnea din coșul pieptului, din picioare și din coadă. Carnea acestor crustacee se mănâncă de regulă cu pâine prăjită și unt. Este necesar ca pe masă să existe un bol cu apă pentru clătitul degetelor. Icrele de Manciuria și icrele negre se aduc de obicei presărate pe rondele mici de pâine prăjite, unse cu unt, așezate pe un platou. Dacă se oferă în castronașe, ne vom pune în farfurie cu lingurița de serviciu o cantitate rezonabilă și ne vom face tartine mici. În ceea ce privește icrele obișnuite, acestea le putem unge pe o felie mai mare de pâine pe care o vom tăia ținând cuțitul în mâna dreaptă și furculița în mâna stângă, exact ca în cazul oricărei tartine. Putem mânca icrele și luându-ne în farfurie o porție, din care cu ajutorul cuțitului ne ungem bucăți mici de pâine rupte cu mâna din felie. La fel vom servi și antreurile reci de consistență asemănătoare, salata de vinete, peștele cu maioneză și așa mai departe. Sâmburii măslinelor, care însoțesc uneori aceste antreuri, se transportă din gură în farfurie cu furculița. Totuși, în familie putem folosi și mâna.